pentru mine și pentru familia mea, pentru noi. Hrana este foarte importantă. Sunt crescute forțat și că ceea ce vezi de fapt nu este exact ceea ce crezi că cumperi și că asta cumva pe termen lung ne afectează sănătatea. Este foarte importantă în primul rând pentru că noi suntem foarte gurmanți. Atunci ne place să mâncăm. Dacă tot ne place să mâncăm, nu ne place să mâncăm doar mult. Ne place să mâncăm bun. Trebuie să fie gustos, trebuie să fie sănătos, trebuie să aducă un aport corpului nostru. Gustul de la țărani, legumele de la țărani, au un gust cam 50% cum erau acum 40 de ani, 50 de ani. Mereu mă gândesc că dacă le iau din magazinele mari, din lanțurile alimentare, aproape sigur că nu găsesc ceva de foarte bună calitate și sunt pline de chimicale. Înainte, țăranul avea sămânța lui, avea tot ce producea, era de la el din curte. Acum, la țăran, își cumpără plicul din care e țăran, are același sistem de a produce legumele, care nu, ne cumpără semințele din Olanda, din nu știu unde, și nu mai sunt ca producție și ca la gust, cum știm noi. E greu să găsești, cred, se pare greu să găsești produse de calitate, toate tipurile de produse de care ai nevoie într-un coș, de calitate, într-un singur loc. De obicei, trebuie să fac undeva un compromis. Ori la legume, ori la fructe, ori la carne, ori la restul produselor. Am senzația că nu există un loc din care să le pot lua pe toate la fel de bune calitativ. Încercăm atât cât se mai poate acum, să avem o sursă cunoscută. Dacă sursa nu este chiar, nu știu, grădina bunicilor, atunci noi cel puțin ne-am împrietenit cu câțiva oameni din piață în care chiar avem încredere și de la ei cumpărăm fructele și legumele, dar nu întotdeauna. Nu poți să-ți hrănești trupul cu orice, pentru că asta îți va oferi și el înapoi. Mă bucur foarte tare că ne-am educat în sensul ăsta cu toții și că ne interesează mai mult, nu știu, de unde provine hrana noastră sau ce mâncăm, ce așezăm pe masă în fața copiilor noștri, în fața familiei noastre.